Astăzi ați venit în vizită la Rădășeni, ați observat stadiul lucrărilor la mai multe obiective. Da, obișnuiesc destul de des să mă duc pe șantiere la colegii mei, la primari. Amândoi începem un nou mandat, suntem deja partenerii vechi cu domnul primar Perju de la Rădășeni, o comună care a înflorit sub conducerea domnului Perju. Și mi-e mai mare dragul să vin să văd că se lucrează, chiar dacă ei tot mai cer bani, au nevoie de cofinanțări, de proiecte, cum să nu le dai dacă vezi că în urma lor rămâne ceva. Mă uitam aici în spate, o școală absolut modernă, de tip european, 37 de miliarde vechi, 3,7 milioane lei, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. O școală care se adresează la peste 300 de copii și sigur că eu pun întrebări. Mă interesează utilitățile, apa, canalizarea, încălzirea, cu ce este grădinița de aici, mijloacele de transport, cu ce vin copiii la școală, să vedem cu ce putem ajuta. Sunt alături de primar și vreau sincer să-l felicit pentru ceea ce face, pentru că lângă această școală este un dispensar care are două nivele și mă bucur că s-au gândit aici pentru doi medici care să fie permanentizați în localitate și un stomatolog cu cabinet stomatologic și camere amenajate pentru a putea rămâne chiar și peste noapte medicul aici, pentru că, din păcate, viața arată că ai nevoie și noaptea câteodată de medic. Sunt și alte lucrări. E un șantier Rădășeniu, apă, canalizare, modernizare de drumuri, toate cămin cultural, toate astea să fac cu oameni gospodari. Vedem cum închidem și noi anul, cu ce putem să fim de folos aici și ce nu putem noi, ce cerem mai departe la Guvernul României. În orice caz, e o schimbare în bine a acestei localități, eu mă bucur foarte, foarte mult, mai ales că noi, Consiliul Județean, intrăm acum cu un mare proiect de modernizare a drumului județean care leagă Fălticeniu de Horodniceni, Mălin, până la coada lacului Bicaz. Deci acest tronson de drum va fi un drum turistic în mod deosebit. Noi l-am asfaltat pe zona asta Pocoleni, Horodniceni, dar acum am cerut Agenției de Dezvoltare Nord-Est o modernizare cu lărgirea drumului, pentru că vrem să-l facem drum turistic până la Crucea Talienilor și cei de la Neamț vin și ei cu modernizare din zona Borca, să devină o zonă turistică deosebită, care nu e pusă în valoare cum trebuie până în momentul de față. Domnule primar, care este stadiul lucrărilor și stadiul investițiilor în comuna Rădășeni? Vreau în primul rând să mulțumesc domnului președinte pentru întâlnirea de astăzi și vizita care a făcut-o. Este un obicei al dumnealui, într-adevăr, să fie aproape de noi și să fie acolo unde se desfășoară lucrări care, într-adevăr, duc la modernizarea localităților noastre. De asta am fost aleși de către cetățeni, de asta le-am cerut votul, pentru a demonstra că suntem în stare să facem și să aducem binele în localitățile noastre. De aceea Consiliul Județean a fost de fiecare dată alături de noi, a fost receptiv, am fost sprijinit și sperăm și pe viitor să întâmple același lucru. La nivelul comunei Rădășeni, după cum am mai spus, avem lucrări de aproape 9 milioane de euro. Sunt 7 proiecte care sunt în execuție acum și mă bucur pentru că sunt într-o stare avansată de realizare. Apa canalizare este la 70%, se lucrează la branșamentele, practic la populație. Am intrat după apă canalizare și de asta am și mai întârziat un pic pentru ca terenul să se taseze. Intrăm la pregătirea infrastructurii pentru asfaltare. Asfaltul va fi turnat în primăvară, iar în continuare sperăm ca într-o lună de zile să încheiem practic lucrările aici la școală, la dispensar se va lucra pe interioare cât timpul ne va permite și văd că ne permite. Deci continuăm. Căminul de la Lămășeni este în proporție de 90% realizat,
dacă timpul ne permite, îl încheiem. Este o lucrare și acolo care, tot prin fonduri europene, sunt 4 proiecte prin fonduri europene și 7 proiecte care sunt prin PNDL. De asemenea, avem grădinița cu program prelungit, care este în continuare ansamblul după școală. La fel, este la 60% realizat. Aici am mai avut probleme mai mari cu constructorul, însă am tras de ei. În așa fel, n-au dus lipsă de bani, ci ei au dus lipsă de oameni și de alte probleme cu care s-au confruntat, mă refer financiare. Sigur că avem problema cea mare, am asigurat partea de cofinanțare pentru proiectele europene și mă refer la drum, la grădiniță, la cămin din bugetul local, însă cel de la apă canalizare, care se ridică cel puțin la 4 milioane jumate de lei, este insuportabil pentru noi, că este bugetul comunii, practic, pentru un an de zile. Și această lucrare trebuie finalizată, adică are termen de finalizare 31 ianuarie 2022. Sperăm, cu ajutorul, am primit bani de la rectificativul trecut, am acoperit o parte din facturile care le-am avut la plată, iar anul acesta cred că avem nevoie cel puțin de 2 milioane jumate de lei la sfârșitul lui decembrie ca să plătim facturile care sunt la zi. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că astăzi ați fost alături de noi și noi, rădășenenii, vom fi alături de dumneavoastră și vom duce mai departe activitățile noastre ca, într-adevăr, cetățenii noștri să simtă că este un progres în Rădășeni și în județul Suceava. Nu vreau să încep să împart aici pe șantier promisiuni și fonduri. Am vrut să înțeleg urgențele și să vedem stadiul lucrărilor. Mă interesează să nu-i prindă iarna cu lucrări la jumătate, cu chestiuni legate de acoperiș, încălzire. Vom vedea, analizăm, pentru că sunt 114 localități în județul Suceava. Vom vedea ce posibilități sunt, ca să nu-i lăsăm pe colegii noștri. A fost un an destul de complicat, pentru că majoritatea banilor pleacă către spitale, inclusiv aici la Fălticeni alocăm joi o sumă de 530.000 de lei. Atât am putut pentru spitalul de aici, care s-a implicat în lupta cu COVID-ul, și mulțumesc medicilor și primăriei de la Fălticeni. Dar sunt alături și mă interesează pe anul viitor ce gânduri au și vom vedea. Prezența mea aici este o garanție că nu-i lăsăm.